Bacterii și euri la conservă. Astea sunt rezultatele analizelor după ce o echipă a observator a trimis la laborator mai multe tipuri de conserve de pate. Într-una dintre ele, specialiștii au găsit bacterii. Alte două nu aveau suficiente proteine. Deși pe etichetă ficatul este ingredientul principal, în realitate mai mult de jumătate din rețetă conține soia, aditiv și carne de slabă calitate. Urmăriți încă un reportaj din campania Ce ne puneți în mâncare? Pate cu ficat de pui, 15%. Pate de pui, de porc, de gâscă sau de curcan. Orice, mai puțin de ficat. Este cu ficat, nu de ficat. Nu este făcut din ficat, ci are și ficat în compoziție. Toate sortimentele de pate pe care le-am cumpărat au pe etichetă în medie 10 sau chiar 15 ingrediente. În niciuna dintre conserve, compoziția de ficat nu depășește 20%. Mai conțin alte tipuri de carne, mai ieftină, dar și aditivi. De fapt, 3 sferturi dintre conservele de pe piață au în compoziție și euri. Noi am dus la teste 6 conserve diferite de pate cu ficat, pe care le-am ales aleatoriu din mai multe supermarketuri. Prima probă, prima surpriză. Un produs din cele 6 a prezentat bombaj în cazul bacteriilor termofile. Asta înseamnă că în interior există anumite bacterii. Fermentează în interior, lucru absolut anormal pentru o conservă. Conserva trebuie să fie stabilă, atât la temperatura camerei, cât și la condiții neprielnice de depozitare. De aceea este conservă. Mai ales pentru un copil, riscul e uriaș. Poate să ajungă cu o infecție generalizată, cu sepsis, cu afectare multiorganică în terapie intensivă. Din păcate, sunt și cei care ajung la deces plecând de la o toxinfecție alimentară, lucru pe care le vedem aproape zilnic, ca să nu mai vorbesc de botulism și de riscul pe care îl are în unele situații. Două dintre cele 6 conserve testate au mai puțină proteină decât cere legea. Conțin, în schimb, soia, făină, amidon de porumb sau zahăr. Un furt din buzunarul consumatorului. Pe etichetă ar trebui să avem cât mai puține ingrediente și cât mai multă carne. Pe această etichetă avem 20% ficat de porc, deci doar 20%, dar atât avem ficat, restul e altceva. Mănânci slănină și șorici, adică grăsime saturată, proteină vegetală din soia, deci mănânci soia, un aliment mult mai ieftin decât ficatul, amidon din porumb, făină albă. De ce am pune făină în... adică știm de ce punem, ca să-i dea consistență. Laboratorul de chimie, tot felul de stabilizatori, difosfați, trifosfați, agenți de îngroșare, arome, colorant, conservant, nitrit de sodiu, ingrediente ca să-l facă să reziste, să-i dea o anumită aromă, un anumit gust. Este important ca tot ceea ce scrie pe etichetă să se regăsească și în ambalajul produsului respectiv. În situația în care se confirmă, se aplică dispozițiile legale în vigoare. Ne practici comerciale înșelătoare. Până la 50.000 de lei, da. În lipsa unor controle mai dese din partea autorităților, consumatorilor nu le rămâne decât să fie atenți la fiecare conservă, nu doar la ce scrie pe etichetă. Trebuie să o verificăm, în primul rând, să nu prezinte urme de rugină. La suprafață, pe niciuna dintre fețe. De asemenea, ne uităm cu atenție să nu prezinte nici capacul, nici fundul conservei, bombaj, să nu fie umflat. Și trebuie să fim atenți să nu putem apăsa conserva în sine. Piața conservelor de carne ajunge la 100 de milioane de euro în România, conform ultimelor estimări. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.